Salutare, dragi prieteni! Haideți să vă mai arăt ce am filmat în ziua aceea când am dus S8-ul pe circuit. Sunt în mașină cu un prieten de-al meu, Dan. Dan, aș vrea să te recomanzi după ce spui centura. Da? Da. Salut, sunt Dan Rusciuga, sunt pilot de radio. Eu ți-am zis să faci o tură cu mașina mea, da? Pentru că sunt curios cum ți se pare. Acum este pe drive, nu este pe sport, da? Da? Și avem SP-ON, da? SP-ON. Da. Deci asta înseamnă că după ce facem o tură 2, dacă vrei, scoatem SP-ul și o dăm pe sport. Acum doar te obișnuiești cu mașina, da, ca să vezi cum e. Simți puterea? Sunt. ...450 de căluți. Da. N-am mers niciodată cu o mașină așa puternică. Am înțeles și de la Cătălin Tuțuian și de la fratele meu Doc, am înțeles că asta totuși are puțin tendință subviratorie. Eu aleg mașina asta din alte considerente. Eu, nefiind pilot, mie îmi place confortul. Da. De-aia am vândut M5-ul pe care l-aveam. Avem 140. Cum se pare că frânează? Foarte bine frânează. Are frâne ceramice. Încep să simți aderența, nu? Da. Unde are punctul. Deja... Cât am făcut? Am făcut o tură? N-am făcut o tură. Nu. Am intră. Da. Dar să mă strângi întotdeauna o marșă, că eu mă sperii foarte ușor. Da. Când ai ieșit tu ultima oară în decor? În decor? Da. După o pauză mai mare, până când te obișnuiești din nou cu circuitul, cu mașina. Mai scapi puțin pe margine, dar nu ești... Da, nu ești să spargi baia. Da, da, exact. Adică mai ești așa, cât de cât. Vrei să o dăm pe sport, să vedem dacă simți ceva diferență? E sigur o să fie diferență pe sport. Tu acum trebuie să-i dai kick-down ca să simți puterea în ea, știi? Da. Îți dai seama, asta e făcută să... Asta e o limuzină. Da, băi, da, asta e de stradă. Da, 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 da. Dar e o limuzină cu care poți să mergi și pe circuit, să simți ceva. Da. Asta îmi place. M5-ul era mult mai rigid, știi? Faci un fast and slap mai rapid cu S8-ul decât cu mașina ta? Da. Da? Datorită puterii, nu? Da, sigur. Poți să ne spui ce mașină ai? Aceea Sandero. Da. Ceva... 116 cai, față de 90 cât are de fapt. Și cam ce, uite, de exemplu, eu, nefiind un cunoscător, m-ar interesat ce modificări ai adus, dacă poți să spui. Ce... Da, păi modificări nu, puțin la electronică, evacuarea și cam atât. La suspensie? Și suspensia, o prima. Suspensia, ca să fie mai rigidă, nu? Pentru, da, pentru să stea bine pe circuit, dar vreau să zic ca putere. Îmi place, asta te joci și cu ea, te relaxezi și pe stradă. Da, e și confortabilă și... Da, asta amortizoarele astea pe aer, care astea sunt super confortabile. Mie îmi place că la drum lung ești foarte relaxat, te dai jos după un drum de câteva ore și ești super relaxat, știi? Și soție, eu i-am recomandat prima dată că și-a luat permis să-și ia o mașină puternică. Pentru că a ajutat mai mult decât un an. Da, normal. Unde depășiri, oriunde, mai ales când ești începător. Da, 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 am înțeles. Eu așa văd lucrurile. Deci ești mulțumit de felul cum frânează asta, nu? Da, frânează foarte bine. Și încercam mult mai mult, dar... Da, 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 trebuie să păstrezi o marjă, da. Și mai e loc. Da, 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 normal, normal. Marge mare. Dar oricum m-a surprins că te-ai obișnuit destul de repede cu mașina. Știi, adică nici nu trecase primul tur și tu deja cam simțeai unde e aderența. Mi-a plăcut treaba asta. Mamă, avem 120 la oră. Ai văzut cum a intrat traction control-ul? Și aici sunt tot puțin. Hai, o lăsăm încet acum. O să mai vin cu voi aici la circuit, că mă simt excelent.